1.30 și 1.50. La mate a luat 1.80. Cine? Asta la română, vino. La română 1.80 și la mate 1. La mate 1? Da. La colegiile tehnice, cele mai multe note afișate au fost de 1 sau de 2. Mulți dintre elevi au dat foile de examen goale și au reușit să obțină doar punctul din oficiu. În Mehedinți, doar 21,57% dintre elevi au reușit să promoveze. Colegiul Tehnic Decebal este unul din cele 7 licee din Mehedinți în care niciun elev nu a reușit să promoveze această simulare a examenului de bacalaureat. Au fost înscriși 141 de elevi, s-au prezentat 126 la probe, însă niciunul nu a reușit să obțină o medie peste 6. Dezastrul nu a avut efectul unui duș rece, ci dimpotrivă, atitudinea tinerilor este în continuare de totală nepăsare. Cum e nota? Slabă, slăbuță. Slăbuță rău. 3.30, Andreea. Ce mai faci? Iată, 3.30. Ce să mai fac acum? Nimica. Elevii au privit relaxați rezultatele. Pentru ei, școala a devenit locul potrivit pentru etalarea ultimelor achiziții în materie de telefoane mobile sau haine. Pentru a avea însă și cariere de succes, trebuie să accesorizeze ținutele de podium cu dovada cunoștințelor din anii de școală. Ce nota ai luat? 1. Nu am fost pregătită. Nu m-a interesat asta. Mă interesează decât la BAC. Ce fac? Atât. Și la BAC cum va fi? La BAC o să mă pregătesc. O să fac ore. Ce spune mama, tata? Ce să spune? Îmi spune ca să-l iau. BAC-ul contează atâta. Rezultatele nu sunt deloc mulțumitoare nici pentru conducerea inspectoratului școlar. Grav este că și colegiile de elită au coborât mult ștacheta. Am avut și în anii interior procentaje mici. Anul trecut n-am avut cu zero probabilitate, dar iată că există această perspectivă negativă. Însă, nici la liceele bune, și repet, cred că datorită abordării de către elevi, pentru că nu cred că liceele în Colegiul Național Traian sau Colegiul Național Gheorghe Țițeica au procente în jurul a 50%. Liceele în care niciun elev de clasa a 12-a nu a obținut medie peste 6 la simularea examenului de bacalaureat din județul Mehedinți sunt Colegiul Tehnic Decebal, Colegiul Tehnic Domnul Tudor, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Grupul Școlar Agricol Halânga, Liceul Teoretic Șerban Cioculescu din Drobeta Turnul Severin și Grupul Școlar Tudor Vladimirescu din Șimian. Elevii de clasa a 12-a mai au la dispoziție 3 luni să învețe dacă vor să promoveze bacalaureatul în vară.